Mulți români au fost prinși în sănurgia din Bulgaria. 13 oameni au murit, luați pe sus, de puhoaiele care s-au format pe străzile din Varna, acolo unde din cer au căzut și 100 de litri pe metrul pătrat în câteva ore. Românii aflați în vacanță aici au cerut ajutorul autorităților române. În mijlocul lui iunie, pe litoralul bulgăresc, unde sute de mii de români vin în fiecare vară, a venit potopul. La doi pași de România au căzut din cer 200 de litri de apă pe metru pătrat în doar 6 ore, cât pentru 4 luni. Turiștii români din Albena și Diune au sunat cu zecile la linia de urgență a Ministerului Român de Externe pentru a cere ajutor. Au fost pur și simplu încolțiți de ape. La consulatul român telefoanele sună fără oprire. Vor să se întoarcă acasă, dar le e frică și vor să știe pe unde să o ia. În Varna, cel mai mare oraș bulgăresc de la Marea Neagră, a fost decretată stare de urgență. Străzile au devenit râuri învolburate, iar în urma torenților s-au așternut scene apocaliptice. Mașini strivite unele de altele, bolovan și trunchiuri de copaci în centrul orașului. 13 oameni au murit, printre care 2 copii. Situația продължава да е тежка. Има известно нормализиране. В Варна 3 души в момента са в неизвестност. Безспорно е, че сечта, незаконната сеч, която се случва повсеместно в държавата, е може би една от причините. Действително, просто срещу природата нищо не може да се направи. Апа a ajuns printre blocuri și la un metru înălțime și a împins zeci de mașini de pe drum. Има мобилизирани екипи с катери, които следят състоянието на плавателния канал. Знаете вероятно, че има отнесени коли в плавателния канал. Probleme sunt și pe una dintre principalele rute care asigură legătura între România și Turcia. Șoseaua intens circulată, inclusiv de români, a fost închisă. Luni va fi zi de doliu național în memoria victimelor inundațiilor. Iar răul nu a trecut. Autoritățile au instituit cod galben de ploi în regiunile Burgas, Varna și Dobrici, iar Ministerul de Externe de la București le recomandă cetățenilor români să evite zonele inundate dacă merg.